Cu temele făcute de cu o seară înainte, la 9 ne prezentăm toți la un hamam local. Simplu. Hamamul este baia publică turcească. Ce-am făcut noi acolo? Ciuperci. Lăsând gluma la o parte, dar clar râzând ca proștii, ne-am achiziționat pachetul full fără piele. Iar omul ăsta știa ce să facă ca să ne lase fără ea. De piele zic. La final, o spălătură bine executată și clătire din belșug. Adevărul e că ne-a prins extrem de bine după ziua de împins motociclete la deal. Era foarte cald înăuntru și singurul mod de a te răcori era să-ți storni apă rece pe tine. Am închiriat hamamul numai pentru noi. La ora aia, doar noi eram acolo. Am întrebat dacă putem primi și un masaj. Și un băiat de acolo mi-a zis că face el. Așa că am primit un călcat în picioare și un mestecat prin prosop. Mai bine așa. Că înainte să plecăm, a apărut un domn care nu mai fusese de mult acolo, judecând după jegul de pe picioare. Spălați, clătiți și înviorați, plecăm în tura de azi, începând cu o bucată destul de dreaptă, până în Tarsus. Ne apropiem din nou de munți. Nu ne vine să credem ochilor. Ce naiba? Ne-am întors la Capicaia? Dar nu! Ăsta este Yalamık Canyonul și o să trecem prin el. Imediat ce ieșim din Meşelik, ajungem la intrarea în canion. De fapt, există două canioane care se întâlnesc aici. Al doilea nu are nume și din el iese doar un râu foarte mic. Ieșim din canion și lăsăm în lateral pereții de piatră roșie. Satele turcești de munte seamănă tare mult cu cele grecești. Străduțe strâmte, case direct la stradă, până și plateia, piața din centrul satului cu platanul de rigoare, e acolo, cu magazinele și cârciuma corespunzătoare. Oamenii stau în centru la taclale, că doar de acolo vine cuvântul. Trecem într-o altă vale, dar vremea nu prea arată strălucitor în față. Intrăm în pădure și drumul, destul de strâmt, e extrem de frumos. Unul dintre cele mai interesante viraje. Intri pe coborâre în acul de păr și ieși pe urcare. Dorac, ieșim de pe asfalt și vom merge pe o rută de drum de piatră spre Mersin.
Ploaia nu ne iartă, dar nici nu ne cotropește. Doar picură, dar cu potențial de torențială. Așa de mari sunt picurii. Ajungem în valea râului Deliciai și va trebui să urcăm pe celălalt mal. Îl întreb eu pe Pompei. După ce am trecut podul, la al doilea viraj, a început să-mi piuie aparatul de monitorizare al presiunii în pneuri, arătând zero la roata față. Na, am făcut pană și în Turcia. Mi s-a părut mie că a apărut alarma brusc arătând direct zero. Ce gaură, era dita mai tăietura! Scoatem kitul de pană de la prietenii noștri M2R-Moto.ro și ne punem pe treabă. Pompei ne dă ideea să băgăm mai multe șnururi în tăietură, adică 3, unse din belșug cu soluția de cimentare cu care vine kitul de pană. După 15 minute, umflăm roata până la 1,5 bar. Cauciucul meu de pe față nu mai prezenta nicio siguranță, așa că am hotărât să ne despărțim și să schimbăm ruta. O luăm direct către Mersin, următoarea localitate în care aveam cazare. Pompei pleacă înainte să caute un cauciuc. Eu cu Mișu mergem mai încet ca să nu crape invenția noastră cu șnururi, deși n-am umflat roata foarte tare. Dar când ești în creierii munților și drumul direct spre destinație nu e foarte direct. Dar cel puțin am scăpat de amenințarea ploii. Ba chiar a ieșit și soarele. Ca să ajungem la șoseaua națională, a mai trebuit să traversăm un lanț muntos. N-aș putea spune că îmi pare rău. Ajunși pe D400 spre Mersin, ne-am oprit la fiecare vulcanizare pe care o vedeam, poate ne ajută cineva, dar toți ridicau din umeri. De cauciuc nou nici nu putea fi vorba. Ajuns la hotel, deja Pompei dăduse startul la căutat cauciuc. Așa că l-am luat pe Mohamed, bellboy-ul, pasager, și am început periplul prin Mersin. Aveam speranțe mari, pentru că e aceeași dimensiune ca la motoretele de enduro. Mersin e un oraș cu 800 de mii de locuitori. Nu se poate să n-aibă un magazin de cauciucuri moto. Când ajungi la așa o locație, parcă-ți vine inima la loc. Degeaba, n-avem. Cel puțin ăștia ne-au arătat un magazin din capătul străzii, unde am găsit un Anlas Duro, de prin 2015. Dar cine stă să se mai uite la detalii? La vulcanizare, băieții de acolo zic că mă ajută dacă îmi dau singur roata jos. Atâta lucru știu să fac și eu. Ajung înapoi la hotel cu cauciuc nou pe față și fericit că aventura continuă. Mai aveam destule zile de motociclit. Parchez lângă suratele BMW și mă folosesc de un cuvânt turcesc ca să-mi fac datoria față de Mohamed. Ciubuc! Și dacă toate ne-au ieșit bine, e cazul să mâncăm ceva local. Tantuni, o mâncare stradală originală din Mersin. Un lavaș, care e o pâine din Orientul Mijlociu, umplută cu carne. Delicios! Și ca să demonstrez nivelul de dedicare și cercetarea lui Pompei, vă zic doar că la 6 dimineața s-a trezit ca să fie prezent la 7 la ciorbăria asta, unde un turc bătrân făcea artă din prepararea unei ciorbe. Mâncați bine, plecăm spre sudul Mersinului ca să vizităm ce altceva decât Pompeiopolis. Orașul a fost întemeiat de greci în 700 înaintea erei noastre și se numea Soli, dar a fost jefuit și populația relocată în Anatolia de Est de către regele armenian Tigranes. Revigorarea orașului a avut loc în 68 înaintea erei noastre, când generalul roman Pompei l-a folosit ca bază navală în campaniile împotriva piraților cilicieni, pe care apoi i-a grațiat și le-a lăsat orașul să-l locuiască. De atunci are și numele de Pompeiopolis. Dar în 525 orașul a fost distrus de un cutremur și nu și-a mai revenit. Și acum locul pe care este Pompeiopolis este numit Viranșehir, care înseamnă orașul ruină. Doar Pompei era mândru nevoie mare.
terminăm cu ruinele și o luăm la roată, că aveam de făcut ceva kilometri azi și nici vremea nu era stabilă. Și m-am gândit să testez puțin limitele noului cauciuc. Trebuie să recunosc faptul că inspira siguranță și pe asfaltul ăsta se simțea foarte bine. Trecem primul deal și norii sunt tot mai aproape, dar intrăm într-o zonă de îmbinare între pământul roșu și pietrele albe. Peisajul are o tentă ireală, iar pătura de nori, ce pare că mătură pământul, nu face decât să accentueze asta. Odată ajuns și în vale, ghiși ce? Trebuie să urcăm pe versantul opus, dar drumul era închis și a trebuit să ocolim. Și pe unde să ocolim decât pe o potecă strâmtă și înclinată tare? Și dacă nu ne oprim în rampă înclinată, ca să vedem pe unde e drumul, înseamnă că nu suntem noi. Și nu e drumul pe serpentină direct la deal, că doar Murphy cu legile lui ce păzește. A doua serpentină, a doua intersecție, a doua oprire în rampă și bineînțeles că drumul e tot pe curbă. Ajungem în târtar și prindem aprozarul mobil. Se înghesuiau turcii să ia legume de la mașină. Oare nu fac agricultură? Intrăm și noi într-un magazin să luăm niște apă și proprietarul, când aude că suntem din România, ne invită la masă zicându-ne că și el a fost prin Carpați. Ne și explică de ce, dar nu prea știm turcă și am lăsat-o așa. Ar fi trebuit să urcăm pe un podiș pe la vreo 2000 de metri altitudine, dar, uitându-ne la norii din față, am decis să ocolim. Și am intrat într-o pădure de zici că eram în povești. Unde te uita era peisaj frumos. Mai treceam o creastă, mai dădeam de o poiană și ajungem la o stână părăsită între arbori de tuia. Și o punem de ședință foto. Asta e poza ce le-am făcut-o eu lor versus poza făcută mie. Ce să mai zici? Ajungi la șosea, Pompei vrea să ia pulsul la drumul frumos pe care am fost. Iar eu... sunt impresionat de cauciuc. Se pare că anul 2015 a fost un an bun. Guma de față se comportă exemplar și pe asfalt și pe piatră. Ieșiți de pe macadam, nu înseamnă că peisajul se schimbă, doar se mișcă mai repede.
coborâm în Magara, unde ne gândeam să mâncăm de amiază, că e mai mare orașul. Ei, na. Dar tot găsim o super locație unde să mâncăm și noi un pui. Așa cum spune numele, doar tavuc, pui au. Imediat ce ieșim din Magara, ne dăm seama că am intrat în alt lanț muntos, foarte aproape de Parcul Național Chestel. Canionul ăsta șerpuiește de-a lungul drumului 3357 între Cavac și Chica. Este partea nord-vestică a canionului Sason, săpat de râu cu același nume care încă există pe fundul lui. Drumul părăsește canionul și se îndreaptă spre vest, spre Chica. Noi vom ocoli și intrăm în partea mediană a canionului. Aici e soare și asta nu face altceva decât să se vadă și mai frumos. Canionul Sason are 12 km lungime și în unele locuri are 300 de metri adâncime. În mare parte este accesibil doar pe jos. Dar noi mergem să vedem vechiul pod roman construit în partea median-nordică a lui. Trecem printr-o carieră de marmură, iar drona, aflată la 20 de metri înălțime, sperie caprele de pe coastă. Ridic drona pe la 50 de metri și mergem mai departe. Dar nu foarte mult, că podul e aproape și după el este inaccesibil. Ajungem la pod și ne dăm seama că nu avem cum să trecem pe el și chiar dacă am trece, dincolo e impracticabil. Dar trecem cu piciorul și găsim o groază de scoici fosilizate. Dar stați că n-am terminat, deși am ridicat drona și ne pregătim de plecare. Drona, setată să ne urmărească de la 20 de metri înălțime, ce-o fi fost în capul meu, s-a lovit de stânci. O oră am căutat-o prin toate tufele și prin toate crăpăturile. Eu aș fi renunțat la un moment dat, dar Mișu m-a împins înainte și am găsit-o sus, pe muchie. Ne-am grăbit să plecăm, că începuseră să cadă pietre și vedeam sus caprele uitându-se la noi. Ajungi la șosea, după câțiva kilometri, trecem peste canionul Gokdan. Ambele se întâlnesc la vreo 10 km spre sud. De aici până în Mut, drumul a fost o splendoare.
o bucată, urmărind spre sud canionul Gogden. Valea lată mă îmbie să mă opresc și să fac o panoramă. Spre sfârșitul zilei coborâm în Mut. Ne era foame și tare am fi băut o bere. A fost o zi lungă, dar spectaculoasă. În Mut nu aveam rezervare, doar o recomandare care s-a dovenit nașpa. Dar am găsit ceva până la urmă, după care direct pe centru, la mâncare. Fără bere. Tătui de airan cerem ceva special, care se dovedește a fi moare de napi, iar desertul, înghețată, fiunefe și cataif. În episodul următor, Turcia ne arată că încă are peisaje care să ne impresioneze. Și ajungem în Kuş Yuvası, aflat în lista de pe dangerousroads.com.